Delia Matache și Lor au intrat în conflict. Cele două artiste se ceartă pentru o melodie celebră de Lia și Lora sunt două dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste din România. Cântărețele au reușit să-și construiască o carieră de succes de-a lungul anilor și nu s-au implicat în scandaluri. Cele două vedete duc acum o dispută aprinsă pentru o cunoscută melodie. Delia și Lora se numără printre cele mai cunoscute artiste din România. Ele s-au ținut de-a lungul anilor departe de scandaluri, dar se pare că cele două au intrat acum în conflict. Totul a pornit de la piesa Lololo a formației Azur. Ambele artiste au vrut să preia această melodie. Delia a fost cea care a făcut acest pas. În același timp, Lora avea intenția să facă același lucru dar nu a anunțat celebra trupă că vrea să reinterpreteze în stil modern piesa. Delia a lansat deja interpretarea melodiei Lololo, care se bucură de un real succes, în timp ce lor a plecat la Bali, unde va filma și lansa coverul după piesa amintită. Nelu Vlad este cel care a semnat cu jurata de la Humor un contract pentru această piesă. Membrul trupei azur nu știa, când a semnat contractul cu vedeta de la Antena 1 că Lora vrea să preia aceeași melodie. Ce spune Nelu Vlad despre conflictul dintre Delia și Lora au încercat să facă, al acum se produce la noi în showbiz, o variantă fără știrea mea. Lora cu impresarul au plecat în Dubai să filmeze clip la melodia pe care o cântă și Delia Matake, doar că între timp a aflat și Delia, iar eu am semnat cu ea, pentru că m-a plătit. Asta fără să știu care de gând și Lora să o cânte. Eu nu știam că ei aveau planul ăsta. Am dat-o de ei. Am semnat-o. Acum, ce-o fi, o fi, a declarat Nelu Vlad. Membrul trupei a mai adăugat că simte că se află într-o situație complicată din cauza conflictului dintre cele două cântărețe. Artistul chiar este indignat de faptul că Lora a vrut să preia melodia fără acordul formației Azur. Acum, eu nu sunt de acord cu Lora. Am zis, ori o cântă unul, ori altul. I-am dat vreo 80 ceva de piese. Eu de unde aveam să știu treaba asta? Dacă mie nu mi-a zis nimeni, nimic, a mai spus neluvlad pentru fanatic.